în studiar. Și de am tot mai puțin, da? Am înțeles. Nu, ok, în fine, nu este o problemă. Deci, întâi și întâi, cum credeți dumneavoastră? Ce o să discutăm noi, iată, numai la masterclass-ul de astăzi? În dependență de tema care dumneavoastră ați văzut-o pe afiș. Haideți, fiecare cu părerile sale. Încet, încet, tu nu mă vezi, nu mă vezi, haideți, pe rând, haideți, cineva cu părere. Ce s-a întâmplat cu activitatea traderilor? Dacă sunteți așa activi pe piață, cum sunteți aseară. Haideți câte o părere, nu contează. Fii corect, nu este corect, nu contează. Să fii... Tehnică nouă. Tehnică nouă. Este o părere, încă altceva? Combinație de indicatori. Combinație de indicatori este altceva? Echilibru emoțional. Echilibru emoțional, foarte bine, încă. Încă, haideți. Putem? Transacționarea la noutăți. Este o idee? Încă? Eu înțeleg că e final de zi, deja toți vrem acasă, ne-am obosit care de la serviciu, care de la lecții, dar haideți totuși să fim un pic mai activ, ca masterclass-ul nostru să fie un pic mai interesant, atât pentru noi, atât și pentru dumneavoastră. Cred că în 5 zile nu se poate transacționa prin sărbătoare. În 5 zile nu se poate transacționa prin sărbătoare. Da. Este și ideea asta. Este și ideea asta. Ok. Uitați, noi pe lângă faptul că suntem consultanți în cadrul companiei WKS, noi la fel suntem și traderi consultanți dumneavoastră. Astăzi noi nu o să dăm informații, citine de strategii, fiindcă informații date dumneavoastră deja aveți foarte mult. Și asta este cât un avantaj, atât și un dezavantaj, fiindcă toți cunosc proverbul, da, lucrurile geniale, de fapt, sunt lucrurile simple. Asta ține și domeniul nostru, cât traderii sunt mai simpli pe piață, cu atât profiturile lor, practic, sunt mai mari. Și anume, iată, noi vrem să discutăm astăzi de ce traderii, spunem așa, nu pot să folosească toată oportunitatea la maxim. Și anume, este așa un moment că traderii când vin aici la WKS, socot că aici este un careva secret care noi nu-l dezvăluim. Care noi nu-l spunem și noi aici avem ce să facem bani din domeniul, dar la dumneavoastră nu știu de ce nu s-o primit. Ați avut un lacăt. Ați luat un stop loss, două, trei, o strategie nu lucrează, încercați o strategie și așa mai departe. Este momentul dat, la cine este? Ridicați mâna sus. Sincer, eu ridic mâna, la mine fix așa au fost. Toți trec prin diferite etape. Toți trec prin diferite etape, ok, am înțeles. Iată, anume, noi vrem să discutăm astăzi momentul dat, ca dumneavoastră să înțelegeți că, de fapt, compania noastră nu e niciun secret. Tot ce știm noi, toată informația noi ne împărțim cu dumneavoastră. Iar care este cauza din ce noi spunem așa, cineva mai bine se manifestează pe piață, cineva mai rău, iată, anume, o să punem problema aceasta în discuție. Domnul Victor? Da, și vă rugăm de start astă seară, nu ne considerați ca manager. Deci, noi suntem, da, ce mă, suntem trei. Familie. O familie. O, super, da. Super. Noi suntem, da, de vă suntem o familie și noi, în astă seară, da. Aici este un scaun, lăsați este? Da. Atunci intrați, ok. Da, luați loc acolo. Da, ia să vă aici. Așa, te și noi, în asta seara, noi suscriptăm cadrul de la 3 de la 3. Primul rând, dar să pornim, primul rând, faptul, cum am început noi. Nu credeți că noi dacă am venit aici, gata, suntem adusă, am venit la cadrul companiei WKS și ținem aici, este ca strategia asta, cu ușa aceea, dacă o deschizi, apropo, numai succes este. Și mergi, nu m-am profit și m-am profit. Puteți să mă întâlni. Puteți să începem de la... Am căzut în genunchi, te-a ascultat, și am mers pe departe. Și nu o să vă și nu o să... Și nu o să fost în termen de tranzacții. Așa, nu am început eu. Hai, că mi-am povestesc ca istoria, de-a ca trei. Păi, persoanele care au finisat la mine cursul, ei așa. Vine un greu cod, o pleca. Rubla. Tatică, a fost moment, a fost cel mai tentat în 2017, a fost cel mai tentat pe pereche valuta, instrument. Momentan, care e cel mai tentat? Care e cel mai tentat? Bitcoin? Bitcoin? Pereche valutară. Amor, e cent, turcească.
Cum spune un coleg de-a nostru, la Alexandrie, o să, dacă vrei să vezi radiograma la inimă, eu cât te crezi. Exotică, puteai să vezi cu toată inima. Fix aceeași situație. Eu am început, așa cum așa, mi-a spus, strângi, dar te legi, da, sau dacă nu, dar frumos, da? Așa, tehnic, nu căta pe la inima. Da, da, am început eu cu tațiile de bază. Mergem foarte bine. Nu știu, mâncat bine. Rubla o sas. Dacă să știi, înțelegeți un lucru. Pe timpul pereche nouă, atunci rubla o sas era nouă. Pentru toți străini. Trebuie studiat. Trebuie studiat pentru atâta ca să vedeți de ce este influențată anume. Ce o influențează să vedeți. Era momentul, rubla o sas nu lucrează noaptea. Lucrează la ora 10 dimineața, până la ora 10 seara. Nu și-a lucrat la ora 10 dimineața, până la orele 9 seara. Și era momentul că, un decurs a două zile, am studiat. Era momentul dimineața, dacă se pornește dimineața în sus, nu îți trebuie mult acolo. Că un punct la rubla rusească costa 100 de dolari. Un punct. Vă imaginați posibilitățile care erau acolo? Cum își de unul pe Uber, o geraș și cealaltă. Nu spune că nu intră acolo. Hai să intră că acolo spate. Evident, a studiat-o două luni de zile, am văzut că dimineața este moment, nu trebuie mult. O minută, două. Și noi, nu-ți mai profiți. Scapi, dragilor, scapi, că acolo merge scapi. Perioada de lucrată nu merge acolo, scapi. Dacă avei nervi de oțel, te stai și pe perioade de lucrare. De ce avem? Am studiat-o, hai trebuie să încerc. Trebuie să încerc, dar eu nu. Și eu spui, și eu spui rău ca cel. O zi, profit, a doua, profit, a treia, profit. A patra, minus 14, să-i chestiune. Dela 10. Am zis 5. Am luat capul în 10. Și eu minus 14. Când m-am trezit, minus 14. Imaginați-vă situația postelă. Nu ca trăită, nu ca... Două săptămâni mișau din minți. Acum, după ce gata, m-am calmat, i-am văzut greșeala mea. Care e greșeala? 1. Când am dat piață, eu n-am avut asigurare. Că mă consideram, nu știu cine, dar și trebuie mie asigurare, da? E cu și. La mașină, pe cine trebuie nu asigurare? Ok, că nu funcționează ele la noi, asta e altceva, dar e cu și. Pentru de puțin. Și a doilea, chiar dacă n-am avut asigurare, nu m-am asigurat cu stop-loss. Eu, dacă mă asiguram stop-loss-ul, eu mă ducem 2500 euro. În minus. Dar era contul... Și, dar era contul viu încă. Când putem mai departe să lucrez. Dar și la aici. Trei zile am luat profit pe rubă, eu gata, eram pierdut. Eu acum spart tot. Berge de aici, am pus și scriu, dar am mai greu acolo. Ultima mașină din salon, de ce? Așa așa. Am mers pe ultima mașină din salon, tot ce e. Doar trei zile. Da, da, după ce mi-a învățat foarte bine lecția. Eu de atunci, nu, fără stop loss, nu mă importează. Eu mi-am învățat stop loss-ul. Asta a fost una. Eu nu trebuie să mă simt erou când am deschis cont. Deci, ce? Pentru că minimul nu m-a învățat de rău. Când mi-a spus o scheță, asigurare. Ce să ne întâmplă? Nu îmi pare rău după aceea. Foarte tare pare. Dacă eu sunt asigurare, ce obțin, puteți să-mi întorc banii înapoi. Chiar i-am luat banii. Eu aveam lotul și puteți să-mi întorc banii înapoi. Dacă ați fi avut asigurare, nu ați mai fi avut minus. Pentru că ați fost obligat să puneți stop loss. Și asta. Nu putem să... Erați fi altceva, că erați un stop loss mare. Dar... Că a fost dovară. Că a fost dovară. Tot și acum. Și dacă ce... După aceea, mi-am spus că nu au trecut două săptămâni până s-au calmat spiritele. E, hai, și să vedem, și chiar piața pe mine să mă facă. De eu cumva mă răzbun pe piață. Și aia am găsit posibilitatea și m-am întrebat la voi pe piață. După aceea, stop loss-ul garantat și am spus, de cei care ți-ai spus deodată, că foarte mult ajută. Așa că asigurarea m-a ajutat foarte mult. Unicul, ce păsit eu? Atunci era tot o luni de zile. Momentan, cred că mult la piața asta, chiar mult care este,
două zile. Deci așa și două zile. Nu mai aveam termin, cu sunteți vechi. Două luni de zile aș tranzacționa, aș rup tot acum. Cu experiența ca de la o an. De asta, voi, când, așa, cum să facem, partea la tăi, cu mănăcere, mă studiam în stat, nu suntem mănăcere aici, în asta ca. O să fac. Nu, nu că nu vă... A ce te sunt dolari? Hai să spun așa. Nu ați asigurat. Așa, cum să facem partea la tăi, cum am spus. Vreți? Deci e un întrefinare dumneavoastră. Dar la noastră asigurare, care, într-adevăr, e foarte mult ajută. Foarte mult ajută. Credem începători, ați mă. Da, credem începători. De ce? De ce să vă dă? Nu ați fost beneficiat de asigurare, să da. Despre amul. Da. Super. Iată acum, domnul Victor sfințează cu istoria lui și cineva din dumneavoastră o să iasă aici în față și o să partă cu istoria sa. Cum el a ajuns în față? Cum el a ajuns în domeniul dat? Ce probleme s-au întâmplat anume în perioada aceasta de tradere începător? Cum a fost, spunem așa, drumul lui până la momentul actual, dacă la moment se mai întâmplă el cu careva probleme, simt sigur pe piață sau nu, și ce perspectivă vede el pentru domeniul dat, anume pe viitor? Domnul Victor, poți interesat da, și care se deja, când am deschis atunci cont, o fac o portală tot. Nu avem asigurare, o portală ce? Nu avem notare. Știi că am vrut și ca să lăsați aici. Aveam momente, la scoală noaptea, dacă era tranzacția profit, mă bucam înapoi. Dacă era tranzacția minus, apoi bine, trece gustul de somn. Gata, nu trece gustul de somn. Nu trecea gustul de somn. Amintele, toți știu că eu, domnul Eugen, sunt, eu am fost curat, noi suntem prieteni, eu am spus, domnul Eugen, nu pot dorghi doctor, pe ce nu doar? Dacă așa, ceea ce mi-a răspuns, de ce nu doar? Efectul analiză pe ei. Da. Efectul corect. Aici, pe stup. Momentan, că am ajuns în momentul de față, că la mine am spus, uite, tranzacții pe săptămâni. CHF sau Manușel, vă zi de CHF și din la jumătate de iulie, toți de. Și nu vrea să mă pune să duc, dar vrea ca joacă. Când e colo, când e coace, stăia. Eu l-aștept să duc pe jos, stăia lumbri, dacă aș fi așa, o, că Victoria a spus datul nostru. Îmi zic, o, nu mult. Măcară zero, măcară zero. Aici e zero, măcar ceva profiție, o șeis? Măcar ceva, să eu cum atâta timp l-am așteptat și l-am ajuns în el. Măcar ceva. Și când colo se tace de apoi invers, plus. Zero. Zero. Aici iar zero. Așa, ca psânt. Se pot numai. Dar dacă eu, unul, la mână, că în momentul când am ajuns în zero, eu nu judecam rece. Eu am emoții. Și acolo de minus și ala de 200 de puncte, sunt dus 2000 și mai tonari, sunt dus ajuns înapoi în zero, trebuie să ne duc eu în jos. Dar acolo trebuie să-mi dau seama deja că de mine, unii cumpără vânzători și trebuie să aibă atâta putere, am să mai închin preț și ala în jos. Acolo închis, departe. Dar eu chiar am cu ușă, eu mă chem cu ușă jos. Eu vreau cu ușă jos, am cu ușă. Умрел за лет Тауэ. Акумо диспорут и шелест. Повтем? Акумо диспорут и шелест, я совсем не взял. Ну, диспорут, мэсэн момент. Ну, закинусь момент. Сэн момент, или кэн персист. Ну, акумо с 100% мэрэлтэн ба. Мэсэн момент, кэн... Тэс, мэйду, тэс, мэйду. Ну, ты мусу мешку, хотя кто-то, а ты где, братцы, кто-то, ты начал кару фоста, ты даже, в принципе, на то. Dar pe urmă spune ceva, ei, câte zi, ce am putut să-ți telefon, dar eu văd. După ce, când moment, eu, personal, după ce se întoarce de ziua înapoi, pe urmă, după ce eu observ. Te-am a doua zi, sunt la rece. Sunt la rece și eu văd semnale că gata, eu până acolo a fost, nu e parte, nu are putere. De unde aștept tu mai bun, dacă răzâna, cât poți să-l tinzi? Și dacă nu mai are, o să-l tinzi. Pe ori să-l lupi, poți să dai drumul înapoi. Fix așa e situația. Sunt momente, foarte mulți observă după analiză de tranzacție. Momentan, nu știu că credeți că sunt ideal. Totuși asta s-a mai... Pentru că am avut noroc, noroc. Trebuie să avem chestii fixe sus. Și poți să te îmbași?
copil. Și fost în bai? Apoi eu am avut bai, am avut bai jos, în sus. Și am fost, nu știu, parcă și de la uscă. Acum, că dacă te duc apa spăși. Și Sara, când m-am uitat, eu la ora 9 am văzut Sara căzătură. Și deja era greu făcut. Că hașuna pe sub se rugă. M-am uitat, zic. Din casă. Mulțumesc că, dar în casă, o Sara vrea să fie joară mare. De asta, nu, a doilea cont când l-am scris, atunci mâine a fost foarte greu să înțeleg. Istoria aceea tare m-a... Emoții? M-a blocat să istoria de o psihologic. La nivel psihologic, când putem să așez bariera asta, să scăpetez. Așa la eu, când aș știu că am alt. Nu sunt zeci de mii, zeci de mii, de bine. La mine e repede să-l luați blacul. Săptămâni și pare. Rumă. De aia, și-o săptămâni și mai fost după acum. Și vreau eu fost să mă stau pe rapă. Am întors. Da, cum să... Nu, păi, la urmă trebuie eu să... Să mă răzbun pe tine. Eu sunt genul de persoană care întotdeauna trebuie să-mi caut dreptate. La dreptatea unui, acolo. În față de domeniul dat. Ce mă... Și acolo îmi caut dreptate. Poate durează de exemplu, și acolo îmi caut dreptate. Cam asta a fost istoria mea. Căzături, nu v-ați dat bătut, căzut pe genunchi la o scolată, trebuie să vă intru parte. Mulțumesc. Da, nu credeți că numai eu pot scrie succes. Toți trebuie să fie succes. Nu mă trebuie, nu ne dăm bătuți. Dacă ne dăm bătuți, gata. Că mă însuși. Da, sunt momente. Momente când poate faci o greșeală. Când am pus un scopos. Sau văd piața că sunt întocmai plină, dar eu nu-ți judec reci. Ce vă încurc pe voi când sunt plași? Asta e întrebare? Da? Referitor la scopos. Da. Nu am spus. Acum cum tranzacționați? Cu lacte sau cu scopos? Cu eu stopor deja, mă plasez, eu lacte la mine. Eu mă asigur de dat, buy stop sau sell stop, chiar în caz de ceva. Numai că evident, la mine nu e 50 de puncte, 100 de puncte. Distanța mai mare de puncte și în caz că eu cunosc că duce, de exemplu, trenul pe descendent, dar renuiește careva maxime, metoda mediere. Până ajung la metoda lacte. Eu ce fac? Aici, iarăși, există o perioadă de caracter. Cum îmi spar de faptul că nu vor să închide bai? De ce? În caz se întoarce înapoi în jos. S-a întors în jos, brusc se întoarce înapoi în sus. Ce faci? Să mărești distanța la lat. Automat. Dar eu mă asigur că dacă chiar într-adevăr se duce în jos, eu închid bai. Dar pe cum e mai cum stop sau să stop mai de ori. Da, dar la dacă mai sus, dacă în cazul chiar se doar, tot sumărește distanță la lac. Și mulți foarte, pentru mulți foarte greu de a ieși și spare distanța asta de lac. Iar și evident, mult contează și depozitul care este. Pentru că dacă mărești distanța la lac, trebuie să reduci din marjă. Dar mulți consideri așa mai sigur lecție când în stanța e pic, nu știu de ce. Nu, el nu-i mai edificiu, este mic, foarte des întrebrați. Și el îți cauzează tot mai des, tu închizi un bai, el duci iar în său, închizi un său, iar devează bai. Adică nu e... Mai repede este mică, îl faci mai mare, da, nu mai. Da, nu se duce dacă aș ceca șeful că trebuie să tracu așa de... Știu că dacă străbat 70, 9000, 092, 70. Dacă străbat nivelul și ala, eu vă duc pe toate. Dar deja că te-l vorbim aici. Așa de bine. Dar eu reușesc să duc. Eu știu că are, vedeți, o microru poate bani și dacă o va.
Dacă nu m-ați întrebat 22-70, atunci eu sunt sigur că 22-70. Eu am deja de-am... După ce a fost căzătură, când a apărut un microonu, o să trec 100.000 de la 7 pe una, două, deci o patru cercări. Mai de patru cercări care i-au încercat să străbat. A fost numai noutate atunci când o să văd. O undră și s-a turnat înapoi. Atunci, nu știu de ce, dar eu am simțit lucrul ăsta că la rata de referință trebuie nu se modifică, dar consideră faptul că inflația a ridicat în americani, doar trebuie ducă în jos. Eu am dat acestat. Eu vă spun ce zice. Eu am avut atât așa, am scris. Eu am scris din toată la GDP, am scris pe ăsta. Dar la doua, eu m-am făcut ceva. Am avut, că m-a apărut rata diferență. Nu s-a modificat, ei s-au dus. Proa, 3, 1, 3, 10, 8, 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 psihologie, am lucrat și psihologie, psihologie. Tot așa, au crescut 40 de puncte, 45, dacă mai crezi. Crescut sus și după aia, scos migratorul, brusc, apoi sunt tornat în viață. Aici foarte mult contează cine ajută momentan, ne ajută omicronul. Nu vă vedeți, că așa și este. Ce? Eu în situația când apărut prima mutație, de gheață s-au auzit zvonuri, asta a fost miercuri, s-au auzit primul zvon din Omicron în Africa. Eu dimineața când m-am sculat, pe lângă faptul că acolo s-a format un vârf dublu la USDCHR, un vârf dublu. Eu dimineața când m-am sculat, noi nu reușim să luăm. Dragi, era prea târziu deja, era prea târziu, dar zic că nu, oricum pot. Aici psihologic, se vorbează. Sunt o dar așa și este. Efectul de turnă. Și când scălătează efectul de turnă, se duce. Sunt 100 și asta cam asta este. Încă trebuie la mine. Eu vă răspund eu, să ziceam. Și care sunt cotațiile preferate? Cotațiile? Da. GBP. La mine e majoritatea ce e legat GBP. ZAR. USD NOC. Deci tu și asta era, dar tu și asta am văzut, dar apoi de-a trebuit să vedem și asta. Să ia să pun și... Să vedem și asta de urea scut mai departe. Ce cu aur. Aur? Aur. Deci care-i proșnicul? Care-i proșnicul pe aur? Poftim? Proșnicul pe aur? Proșnicul pe aur. Acum el a fost după noutate de ieri care a fost. Nu de ieri, din săptămâna trecută, din miercuri care a fost. Eu de-a făcut o unul foarte mare rău, dacă ați observat. S-a turnat înapoi, acolo va fi bănaș. Este nivelul de sus, dacă stă bac nivelul cel de sus, se văd pe partea sus. De ce? Vizitorii mari, cred, dar referitor la inflația foarte mare, dat în America. Și nu numai la mine, și în Europa e inflația pe care. Și investitorii mari sunt cum noi investim. Care e instrumentul de refugiu? Nu mai trebuie să tragi străbat. Străbat în nivel cea mai fost străbat, e o plecare. Toate că unii, chiar astăzi știesem cu noutatea că genul, vaccinul care există acum momentan este eficient față de Omicron, care spune că e eficient, care spune că nu e eficient. Nu e nevoie. Nu mă contează, este tot cum o să meargă. Trebuie să inventeze și trei vaccini, oricum o să meargă, să fie toată inflația. Nu are da, inflația e foarte aplicată. Dacă ei luau hotărârea ca la începutul anului 2022, să modifice rata de referință, atunci da. Dar ei se abțin la faptul să modifice rata de referință. Ei abia pe la vară se gândesc să modifice rata de referință americană. Trebuie să-și pierdă scaunele de aia. Sigur. O să o țină până o să vină alții să o rădici, ca să piardă de mai... Așteptat, știți cum trebuie să consider că ești este gluă? Așteaptă și gluă undeva, poate cu alții. Nu, nimeni nu și responsabilitatea asta. Nu e gluă. Nimeni nu vrea să ai responsabilitatea, nimeni nu vrea să ai responsabilitatea. Și cum spune domnul... Iurie. Domnul Iurie, cum spune domnul Iurie. Și cum e, cine ați lucrat la ala, că e căluț. Cine ați lucrat la ala, că e căluț. Următoarele alegeri o să schimbe la. Da. Cam acolo. Dar nu cred că sunt un an jumătate, nu cred că sunt un an jumătate de lege, că sunt în 3 ani. Depinde de state, acum nu toate state. Da, da. Depinde și de state. De acolo. Cum citit un analist la nivel internațional, se spunea că urmează o prăbușire a dolarului în general tot.
La câți ani cineva o studiat să vadă? Ne gândim și câți ani există criză. Cam așa. 10, 12 ani. 7 ani. Când a fost contentat? 2008. Cum a fost COVID-ul și parcă... Nu, eu crez. Da. Se prezice. Nu știm. Că știți cum a fost. Nu știu dacă ați privit filmul cel egrat, dar Patejenie este. Iată, el este bazat pe istorie reală. Vă prășim că nu tot anume data concret să o stabilească, când să înceapă criza. Fiți așa și acum. Nu se poate stabili data concret. Așa o poate la nu mă știu, un pic altă. Ce strategie? Nu, atunci nu era chiar așa de dezvoltat. Nu era așa de un foarte mare trader cum este momentan. Dar atunci era, el era cel mai... Resurse avea multe. Resurse multe. Informații la timpul trebuie. Informații. Nu, dar eu spune și din spus la timpul în direct. Informația a apărut în presă în direct. Nu a fost mai mult o scurgere nedorită. Nedorită. Presa care a luat interviul de la... De-a lui? Nu, de la reprezentanții băncii germane care cumva țineau lira să termină sub control prin faptul că investiseră masiv acolo. Eu am dat un interviu în care nu au precizat că interviul este confidențial. Și acel domn a publicat articolul și cine a avut să vadă a văzut și a înțeles că banca nu o să intervină. Da. Dar eu în aceea zi, de unde intervine? Până a început acum, da? Ei au intervenit, dar volumul care mateau ei, asta era așa un fel de... Se băteau cu sărbile la avioane. Da, într-adevăr. Așa. Cam aceasta este istoria mea. În zona Lacătului am o întrebare. Da. Care este un lacăt? Statistic vorbind, un lacăt care se disperie sau care se nu disperie. Cam un punct așa. Dar eu cel mai mult a fost 300. Am manager în cadrul companiei, dar vă chiesc, prieten, 800. 800 e foarte mult așa. Nu, știți, aici... Păi, probabil că se ține și de cotații, că dacă cotațiile sunt gen mare, nu poți să duce 10. Nu, piața voluntară, vorbim. Piața voluntară, nu cotații exotici. 300 și 300 e tot e mult. Pentru că poate cu cineva îi spari lucrul ăsta, dar unul cel mai blochez, un volum maș. Și nu e așa e mic, dar ai marja, de exemplu, 1000, 3000 care sunt în minus în blocați, ai 4000 deja blocați. Asta e așa. Tu ești mare tare, dar ești mic. Când e mic, când mărești mai tare, când e mare, când e ușor de... Asta am 50-100 pe... 50 e mic. 100? 150, ca asta e așa, ideal. Trebuie de luat după nivel, de nivel. De asta e momentul când poți vezi deja că diferența crește în zona asta, deja da. E bine să fie o gură de aer. Da, și nu trebuie să speriați de faptul că dacă se întoarce, cu ajuns jos și minusul e mare, spre exemplu, la bani. De dacă e inversă, poate îți micșorează. Important este să... Dar alții așteaptă momentul ce? Să ajungă în zero. Zero și am închid. Mai bine dai o mediere și... O mediere de jos și merge. Aici e iarăși caracterul. Nu toți, dar dacă se duci mai tare în jos și ceva. Da, într-adevăr, poate atunci poți fi moment să mergi cu lac foarte mare. Păi X este, dar undeva trebuie să-ți asume respectul riscul ăsta. Dar dacă nu știi cum este, că dacă vorbesc cea la rus, tot ne-ai zis, eu tot îmi pierd și-o casă. Sovietică. Sovietică. Cu rubla rusă. Da, rubla rusă. Deci da, rubla rusă e tot să protecționează așa. Tu mai știi deja punctul lui așa. Nu e așa de interesat să-l puteți. Da? Tu și-o fost în el, pe scop. 100 ani. Bă, uite așa. Nu trebuie, adică nu trebuie cu voluman. Cea mai mare a fost cu 0,3. Știi că așa e. E ea. Uite aia. Trebuie să-mi plăsc X, acolo să-i chide tranzacții. Nu-i trebuie. Trebuie oricum. Ești pe să închide tot, că dacă celează... Nu, a ingeri la $2000, scăpa înapoi la 1400. Așa, da. Și tot aia, da. Când îi dai acolo, într-o minută, două, făceai profetul ăsta. Ce vorbești? Era aici, a lui bani, e rău. Ia trebuie să mă da. Așa. Deci, o trebuie că... Bine, uitați, istoria lui domnul Victor, asta este un exemplu
ca nu un exemplu care ar trebui de urmat, fiindcă noi am discutat cine a discutat, cineva a discutat cu managerul său. Domeniul dat este un domeniu foarte ușor. Aici noi trebuie să cunoașteți că 20% analiză, 80% asta este factorul psihologic. Domnul Victor, el, din punct de vedere psihologic, a fost o persoană puternică și el a putut să, anume, să depășească bariera aceasta psihologică și să mai intervină o dată în domeniul dat. Da, a fost greu. Da, a fost greu, dar el a mers mai departe. Asta lui i-a permis, anume. Cineva va fi un pic mai slab psihologic și el, pur și simplu, o să lasă mâinile jos și o spune că nu, eu nu mai vreau. Domeniul dat nu este pentru mine, este riscat sau este un domeniu de noroc sau diferite, spunem așa, vorbe, da, care apar despre domeniul dat, mai ales de partea persoanelor care sunt sceptice față de acest domeniu. De ce, iată, unele persoane au un succes mai mare, altele au un succes mai mic. Și aici nu este problema doar în factor psihologic, dar este problema mai mult și în scop persoanelor. Fiindcă odată ce îmi trebuie traderul, cu ce scop ți-e trebuie domeniul dat, îți fac bani. Da, și nu vrea să fac bani, toți vrem să facem bani. Câți bani dorești să faci? Toți bani. Mulți bani vreau să fac, da? Aici nu este un scop, nu este un scop indeterminat unde traderul se tinde. Un scop care el să-l atingă, să-l, spun așa, să-l palpeze. Cine din dumneavoastră și-a îndeplinit scopurile pe anul acesta? Iată, au mai rămas câteva zile numărate, se finisează 2021 și cine din dumneavoastră a reușit să-și atingă deja toate scopurile? Vai de mine... Dar 22, asta e scopul, sau? Precis? Da. Scopul e pus în 22 sau cel care a rămas din 21? Școdiții, da? Am înțeles. Da, scopul asta tot este, spunem așa, un factor foarte important, anume în domeniul de tranzacționare, și anume, eu vreau ca noi să trecem de ieri factorul dat. Ce ține de istoriile noastre, istorii ca trader, acum aș dori ca cineva din dumneavoastră să iasă aici în față, să discute, să povestească istoria lui, cum a ajuns în domeniul dat, ce s-a întâmplat, ce l-a, spunem așa, l-a motivat să meargă mai departe, să tranzacționeze și care au fost greșelile care el le-a făcut. Noi trebuie să ne învățăm nu doar pe greșelile noastre, dar și pe greșelile care le-a făcut altcineva. Cine este doritor? Eu am o întrebare. Domenii noroc? Domeniul dat? Depinde cum îl trebuie. Depinde de fiecare om. Mă, că el e așa sau nu, este o cerțitudine. Dar e norocos, el funcționează de 10 de ani. Dacă e norocos, am în toate. La mine majoritatea prietenilor pe gastul scordare. Băi, șerile mai pot, scădarea mai pot, sau cum am toate. Deci sunt construcții. Unde se fac scordare bani? E construcție, evident. Да, и стоим в офисе, как бы. Что не пропоин, да, ну, как патрон. 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 Și iarăși aici a spus, cum a spus și domnul, dar fiecare cum îl privește și a dat anume răspuns cu o istorie. Istoria unui domn care a mers în cazino și a depistat anume la jocul acesta cu ruleta. A depistat faptul că ruleta este un pic înclinată și este anume o cifră care cade cu un raport mult mai mare. Și iată anume, el calculând raportul dat, studiind, el a început să, spunem așa, să profite anume doar de cifra dată. Să pună pariul doar pe cifra dată. Acum apare întrebarea, pentru dânsul asta era joc de noroc sau era afacere deja? Asta deja era afacere. O calculase deja. O calculase, da. El a pus calculat doar un singur raport acolo, că era înclinat și cât de des cade. Analiza tehnică, da? Noi câte calcule avem făcute, avem și trenduri, avem și nivele, figuri, indicatori care nouă ne permit domeniul dat să facem afaceri din ea și să nu facem joc de noroc. Corect? Este. Haideți, dumneavoastră, vă rugăm să treceți în față. Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Suntem trei grea astăzi. Dacă ați încat, tăiam una de ce? Da. Mă numesc Ecaterina, sunt educator de profesie și vreau să încep cum am ajuns eu aici, la mine, la tablă piesă. Un an în urmă, adică mai de mult, în octombrie, noiembrie, da?
căutam eu ceva, de fapt nu am căutat, mental vroiam ceva, o schimbare. Și iată, în dimineață mă trezesc, văd acolo un anunț pe Facebook, educație financiară, de eu avem niște bani. Așa, la puțin strânși de salarii, chiar de educator. Nu trebuie cumva de mulțit banii ăștia, nu pot să țin eu, un an mi-am ținut la puțin. Și am dat like și m-au contactat prin managerii de la Double Case, era domnul Iulian. Este acum direct la Odessa. Am acceptat deodată, zic, nici nu am dubii, eu vin, gata, zic, ce trebuie, ești calculator, da, eu cu calculatorul nu prea am dubii, cu tehnologie, zic, vin. Și eu am început cursul online. Mie mi-a fost foarte greu, vă spun de start online, pentru mine eram doi colegi. Am înțeles foarte greu acest domeniu, dar am reușit. După care, în ultima zi anului 2021, nu știu ce să fac, să deschid cont, să nu deschid cont. 2020. Căutam, credeam că nu o să fie o problemă să caut bani, că nu avem bani. Avem eu ceva bani, oricum vreau să deschid o cont mai mare. Am apelat la toate rudele, frați, și ei au început să zic stop. Stop că e la Hatron. Piramidă. Nu te baci. Nu, nici într-un caz. Eu aveam încredere, nu știu de ce, eu aveam așa o putere la lungă care eu zic, nu, asta e ceva real, nu e posibil să fii chiar așa străin în lumea asta, să fii tot o minciună, nu e adevărat. Și eu eram ca o păpușă care eram trasă de funii din spate, dar eu mergeam înainte. Am ajuns în ziua în care am mers la domnul Ilea să-mi deschid cabinet la Peleron. Mă sună cineva și îmi spune cât de cheltuit, nu contează, întoarce-te înapoi. Nu, cum să mă întorc eu înapoi, mă ridic la domnul Iulian, eram deja schimbată. 15 culori, roșii, galbi, doamne, dar ce cu tine? Îi spun care-i cauza, zic, nu știu ce să fac, vă spun sincer, sunt așa o situație, că nu știu ce să fac. E că am copilul Daniela și Vasile, sunt plăcăii mei. Așa, da. Și în ultima zi a anului vreau să spun că domnul Ian mă spune și zice, doamne, că ce facem, deschid un cont. Nu avem bani destul, zic, hai să încep cu 2000 țări, nu știu ce să fac. Și uite, în momentul acela vorbim cu dânsul prin mesagerie, contactez o prietenă foarte din copilărie și am, nici nu m-am întrebat pentru ce, te ajut. Zic, domnul Ian, vin. Avem o oră, vă imaginați, ziua era scurtă. Trebuia să schimb bani, trebuia să vin aici la Atrium. Într-un final am reușit, am deschis contul și voi, ca și fiecare dintre dumneavoastră, am venit, am dat bani, nu am nicio semnătură, nimic. Nu mi-era frică, absolut deloc nu mi-era frică. Ați dat bani sus? Da, sus. Sunt, da. La mine. Și el m-a văzut pe mine ca să nu aveți grijă, că puși peste banii vă transferă pe cont. Plecați liniștit, da, ei după vreo 15 minute banii au venit, gata, eu sunt așa de liniștită. Și vreau să spun că sunt foarte mândră de mine și foarte mulțumită că nu am ascultat nici pe o idee, nici niciun gând n-am ascultat pe nimeni și am mers înainte. Și tare mult am vrut ca copiii mei să devină trader. Și am spus, hai băieți, încercați, dar m-am înțărnit la vacanță. Și i-am învățat, zic, uite, învățați, studiați, dacă vă place, ok. Și de ce nu mi-am îndeplinit scopul? Nu mi-am îndeplinit scop pentru că nu am fost pus ca scop să deschid șfetii cont. Și de ce poate nu mi l-am îndeplinit, dar neapărat anul ăsta îndeplinim scopul. Și băiatul, nu i-am deschis încă contul, el tranzacționează pe contul meu, că mama e educătoare și mai știm. Să spui mama și am spus. Da, și-a spus că eu mă reuțin spit cont, că sunt ce-i solamit să-mi închis tranzacție. Deja apai concurența. Eu sunt mai așa, mai fricoasă. Mi-a luat eu țic și închid mai bine, dar el nu, el e mai rece. Eu cam îmi place foarte bine analiza lui, că ia profituri mai mari. Și iată așa. Și ce vreau să mai spun, mai am și niște colegi în sală, ele văzându-mă pe mine fericită, radind, fericită, îmi pensat, zic, cu ce te ocupi, Doamne, și la televizor, mă, nu la televizor, la YouTube, mă vede la Double Case, este Ian, și mă ies și aici, și mă și le-am propus, fetelor, dacă doriți o schimbare, într-adevăr, schimbarea trebuie să vină de la sine, mergeți înainte și o să vedeți, și fetele îmi pare bine că eu am, nu le-am dat eu sfatul, de la ele au venit.
Dumneavoastră ca o întrebare. Ca o întrebare. Și acum vă spun sincer, mereu la telefon, mereu. Doamna Caterina, am văzut că sunteți la băghi. Ce puteți să-mi spuneți? Foc la ghid și înainte. Numai că la toți îi spun la avertizare, aveți grijă la reguli. Dacă o să tranzacționați după reguli și o să ascultați, totul să-i... Pe timp te-am respectat regulă, prea să încălcăm regulă. Uitați-vă chiar. Da, am un an de zile de grad. Super. Și am și de doi trader. Așa am întrebare. Există așa un moment când dumneavoastră faceți o analiză, copiii dumneavoastră fac și eu o analiză și fie așa o divergență. Dacă dumneavoastră sunteți părerea, spre exemplu, pe piața unui concert, dar ei părerea se ducă în bani. Ce faceți în cazul dat? Ce se întâmplă în lume? Atunci cu familie, da? Știi pe tare. Știi că ești mai tine. Ești doi. Da, ești doi. Dar să știți cât de interesant acasă. Noi ce stăm și o bucată de mamă să discutăm despre tranzacții. Avem ce discuta, mie nu pare cu A, faptul că este cineva când ai cu cine discutați pe domeniul dat, asta este un plus foarte mare. Când nu sunteți dumneavoastră unica familie în double case care tranzacționează cu toții, chiar și noi, între colegi, da, noi discutăm, este una dacă merge acasă și este prietena sau este fratele, sau este chiar aceeași mama care tranzacționează și nu poți să cu ea, asta e... Totul altceva. Asta e altă discuție, altă căldură, spunem așa, și alt fel se interpretează toate lucrurile date. Și vreau să vă dau un indiciu. Să faci odată un masterclass cu familiile. Familie. Este o idee bună. Deja cred că fie anul următor o să ne orientăm. Poate o să începem cu masterclass. Eu cred că sunt foarte multe familii. Da, sunt foarte multe. Cel mai bine sunt pentru, în cazul meu ăsta, de la așa, de copii. Da. Dar cel mai bine sunt copii, dar ești părinți. Da. Ei, noi mai avem încă doi, nu mai avem încă doi să mai facem tata și mai avem un băiță lui Manicur. Da. Nu zic, dar ce te-ai făcut acolo? De că acum, este astăzi o finanță, o scrie, stau acasă și mă uit calculator, fac analiză. Tata vine și așa, zic, da și asta. Chiar băițelul ăsta mie o spune, nici cum are discreșul, îți văd și eu și cu liniile astea voastre. E pedit grad, și cu liniile astea voastre. Dar a fost la companie. Poftim? A fost, el a fost și a plantat pomi, că eu eram la un alt seminar și a fost. S-a remarcat, mama, nu e o bine cu cum să credi. Mulțumim mult, mulțumim. Deci aș face prezidirea familiei, la masă rotundă de sărbători și care spui, doamna a fost stoplos acolo, tăi prost acolo. La stoplos, la tăi prost, trebuie să-și stoplos, trebuie să recunoaște lucrul ăsta. Așa, am vrut să spun că eu am beneficiat de asigurare și m-am dus în minus și propriu mi-a întors banii. Super. Da. Asta este pe maniță. Dacă nu le respectam, nu mai merg să bani. Da, neapărat. Eu, de fapt, când am învățat, eu stăpul o să le nu îi puneam. Dar domnul Ilian m-a adresat bine și eu, în primul rând, când schideam tranzacția, puneam în primul rând stoplos. Doamne, când ne-a spus stoplos, da. Aveți grijă la stoplos. Eu, oricum, așa, momentan, sunt doi trei în care poate să-ți schizi și să te asigura. Stoplos ai? Da. Vin la analiză, întâi, în primul rând, mă uit la stoplosul. Eu înțeleg, stăți la început. Prima lună, și aia caltă gurul pe piață. O să-i spiritez că azarul ăla, un trafic bitcoin, el nu intră. Și spui că ai să ajungi bitcoin, iar atunci am să vorbim de bitcoin, dar acum e el cu bitcoin. În primul rând m-am uitat, am văzut contract bitcoin. Zic, peste el, dacă ai stoplosul. Plângi, te-ai zis, ce-ți faci? Dar, s-au spus condiția care? Stoplos. Nu dați vina că, ei, că am dat să-l pun, că nu m-am gândit, că nu știu. Te văd oportunitatea acum, zile terminați, este o oportunitate foarte bună și foarte bine. Nu toți înțeleg. Mă credeți că unde merg double case, eu promovez lucrul ăsta, nu pentru că am ceva de la asta. Eu vreau ca lumea să trăiască mai bine. Dar ei când se uită și sunt așa, zice, ce te plătim, tu îți faci așa. Nu, nu treaba voastră, că îmi pare rău, mă activez. Eu tot mă întâlnesc persoane, unii activez. Iată, spun, nu mă știesc, spun, unii activez. Bună seara! Bună seara! Să-și dat o astăzi cumva? Da,
așteptam. Tot timpul spunea că domeniul ne activez și mă ocup la Hackathon. Că stai puțin. Eu spun, nu activez. Că nu vrei? E că când te investești acolo bani și te amăjesc, câți bani ai să investi? La început. Pentru curs, pentru comisie. 500 de lei. Dar întâi să ofer 4 lecții gratuite. Da, da, da. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Ți-o vrut să ai legile. Păi, păi, nu să te lipu să dai. Dacă nu faci, păi, sunt persoane care vor să zboară, vedeți-o. Sunt banii amuia care ți-o fac până mă cripto și este cineva în sală care ți-o ocupă cripto. Da. Da? Și cum? Ii spus, de acolo nici nu mai țin. Da, ce s-a întâmplat? Nu, este piață, da, este altceva, altceva. Iată, foarte des vin la interviu și când ei sunt comentați, anume să află despre cripto. Noi nu mai cripto, am avut așa trei persoane, toți trei prieteni, au venit chiar la primele lecții teoretice. Noi nu vrem să aflăm despre piața de capital, piața valutară, pentru că nu ne interesează numai cripto. E că dacă nu mai cripto, neapărat noi venim. Și într-adevăr erau fost, zic, haideți, veniți și apoi o să vedem. Au venit prima, a doua lecție, îmi spun, noi ne-am îndrăgostit în celelalte piețe. Noi vrem să le aflăm. Mai ales când au ajuns la praf, când au început să scrie tranzacții, când au fost posibilitățile, mai ales vorbind piața de măsuri. Cât de fain piața de măsuri. Cine a scris azi tranzacții pe Natural Gas? Opa! Ce s-a format acolo? Dar pe petrol? Cine a făcut profit pe creștere? Acum e în stagnare. Dar voi tranzacționați, stați un pic, stați un pic, câți traderi ai preau? Sunt, așa. Dar de ce nu tranzacționăm atunci? Sau voi tranzacționați piața de capital, de Bitcoin, da? Nu? Pe lira turcească. Pe lira turcească? Cine a făcut profit pe lira turcească? Nimeni. Cine a pierdut pe lira turcească? Așa, ok. Așa, nu e nimic strașnic. E important să nu vă luați cavanșă. A, stai, că apoi și eu să mai mult. Cineva a încercat să deschide telenul turcească pe rozare? Eu băgam, trebuie să-l apărat. Așa, la ce ați ajuns? Unde v-ați oprit? Istoriile personale. Istoriile personale. Dacă domnul Victor și-o povestit istoria, că domnul Victor de aici nu știu. De fapt, noi ne-am adunat aici ca să vorbim anume despre trading. Anume despre trader, despre emoții. Puteți să ne luați nu ca consultanți, noi la fel suntem traderi, eu mai spun încă o dată, pentru că văd că sunteți un pic așa, parcă tăcuți, parcă un pic pasiv, sau poate că e final de zi și ați obosit un pic. Și cel mai interesant că fiecare dintre voi a trezit interesul anume tema masterclass-ului, da? Iată, eu foarte des aud momentul ăsta. Dar spuneți-mi, ce bune secrete aveți în tranzacționare? Eu sunt sigur că voi aveți careva secrete. Anume, prin istorioarele noastre, eu vreau ca voi să înțelegeți, de fapt, nu este niciun secret. Iar știți, este așa o frază, succesul depinde doar de răbdare și autodisciplină. Dacă traderul le întrunește pe aceste două, și de fapt, indiferent în care domeniu voi nu v-ați afla, voi o să ajungeți la succes. Nu mâine, nu poi mâine, peste o perioadă de timp neapărat, în oricare domeniu. Păi iată, însuși prin experiența noastră, prin istorioarele noastre, noi vrem să vă arătăm că nu e niciun secret de fapt. Doar merge vorba de experiență și răbdare. Poftim? Ce scuze, asta e cuvântul cheie. Experiență. Asta este secretul succesului. Așa, acum încă un moment. Dar până la experiență, o dai prin gropi, evident. Așa. Ok. Cât timp nouă ne trebuie să avem experiență? Iată, la fel mult spune că domnul Eugen face bani pentru că el e trader de 9 ani.
Oare contează neapărat să fim 9 ani pe piață ca noi să începem să facem bani din domeniul ăsta? Nu! Nu cred că asta. Atunci... Singurul avantaj al lui este că el a plecat de la start mai repede, asta e diferența, dar în rest... Nu, nu, încet, încet, o să ajungi și la 9 ani. Și o să ai și 9 ani, poți să te raportezi la altul care are 9 ani. Poți să vrei să te lupi în liga superioară, când tu nici măcar n-ai făcut minimul de exerciții. Normal. Așa, exact. Păi iată, voi trebuie să înțelegi un moment că, de fapt, pentru fiecare persoană în parte, pentru fiecare trader, experiența poate fi diferită. Cuiva ai ajunge 2 săptămâni, cuiva ai ajunge o lună, cuiva un an, pentru a obține acea experiență, acea răbdare. Dacă totuși să începem cu istorioarele, traderii deja au povestit careva istorioare? Da. Așa. O să povestesc atunci eu istoria mea. După care deja iarăși o să vă oferim cuvânt vouă. Deci eu când am început să tranzacționez, nu știu de ce, la partea practică mi-e împărea eu că nu strec trei o să fac milioane aici. Eu reavă, vă spun, din prima a doua zi. De ce? Pentru că am deschis careva tranzacție, le ducea un profit, am aflat ce înseamnă metoda adăugării și ce înseamnă aur. Și atunci îmi părea gata. Și nu, este a meu, la sigur. Când am trecut pe real, de fapt, de asta am venit pentru o angajare, după care am decis totuși să încep să fac bani nu pentru companie, dar pentru mine. Am început să schimb tranzacții, era undeva după 3 zile tranzacționare, mă telefonează managerul. Eu nu am făcut aici cursul, am făcut Alexandrie și mă telefonează să mă invite la ziua companiei pentru că în anul acela toți au organizat un eveniment și au participat și traderii. Mă întreabă care e situația tranzacțiilor. Zic, la mine tot ok. Eu am deschis ca voi să înțelegeți, dacă la mine toate tranzacțiile se duceau în minus, eu aveam să pierd tot depozitul. După risk money management, m-am încadrat, e 100%. 100%. Tot potențialul depozitului meu am uitat pe piață. Eu pot tranzacționa, nu? Știți, mai este așa vorbă, kamikaze. Nu? Ok. Cel mai interesant că eu aici am avut noroc, spun așa, că nu toate tranzacțiile s-au dus în minus. Careva s-au dus în profit, careva, nu mai mult chiar profit era. După undeva o săptămână de tranzacționare, m-am îndrăgostit foarte mult de stohastic și la Atrium s-a organizat un curs intensiv de stohastic. Zic, hai să văd. Îmi place, vreau mai mult să aflu despre instrumentul ăsta, să încep să transmitesc și eu să fac mulți bani, pentru doar aici să fac mulți, corect? Și am trecut pregătirea aceasta. Într-o săptămână, poate chiar mai puțin de o săptămână, eu am ajuns practic la 100% din banii investiți. Ăsta profitul. Cel mai interesant, când vorbeam cu managerul, el spune, intră cu volum mai micuț. Eu să intru cu volum mai micuț? Adică, dacă eu și așa fac bani, de ce ori trebuie să intru cu volum mai micuț? Nu? Și cel mai interesant, că intram câte 7-8 tranzacții, poate chiar și 10, odată. Nu mergeam pe metoda adăugării, dar să fie, dacă e profit, toate odată să fie profit. Mergeam bine și cel mai interesant, că undeva după 3 săptămâni jumătate, trebuia să mă opresc. Iată aici iarăși o să dau întrebarea aceasta, când o dau la toți. Cine dintre voi s-a oprit la 10, 20 sau poate chiar 30% profit? La 50%? E greu să te oprești. E greu să te oprești. Voi trebuie să înțelegeți că toți suntem așa. Niciun trader. Nu mă refer că să te oprești, nu mai tranzacționezi. Dar să nu mărești risk money management. Da. Să mergi din plăcere deja. Să tranzacționezi după risk money management, dar tu știi că deja planul tău este îndeplinit. Ceea ce faci, deja o faci din plăcere. Numai că eu nu ajung la suma care mie îmi trebuie să-mi cumpăr mașină și mă opresc. Iată, încă câteva mii și gata. În seara aceea mi-aduc aminte, am intrat iarăși tot așa, cum eu mergeam, planul meu de tranzacționare.
mă trezesc dimineața minus tot profitul. Adică, cum așa poate fi? În stare de afect, hai să am început să privesc market discussion, deci ce pot să cunoască ei? Dacă eu mi-am făcut profit în două săptămâni, practic 100%, hai să schimb tranzacția iarăși. Mai scurt, eu într-o oră am vrut să-mi întorc tot profitul care l-am făcut timp de 3 săptămâni. Numai că am intrat într-o gafă încă și mai mare. Pot spun că noroc aici a fost nu, pentru că eu știam că depozitul meu este asigurat. Și undeva am așteptat încă 3 zile, am închis toate tranzacțiile și compania mi-a întors toți banii înapoi. Chiar și ai mei și ai companiei. Următorul aici foarte important, când eu deschideam tranzacțiile, chiar dacă eu intram pe piață, cum se spune, kamikaze, da? Eu oricum retrăiam pentru fiecare tranzacție atunci când plasam stop loss. De ce? Cine îmi spune? Pentru că te gândești să nu pierzi bani, dar nu știu. Nu, asta e una dintre cele mai importante condiții la asigurare. Înțeles întrebarea aici. Stop loss. De asta, atunci, chiar dacă eu intram cu volum mare, chiar dacă intram cu multe tranzacții, eu știam că în caz de ceva, companie mie îmi restituie banii. De asta, asigurarea eu o recomand la fiecare. În primul rând, o lună de tranzacționare cu asigurare, asta e perfect experiență. Atunci am înțeles unele momente care poate, nu fiind pe demo evident, nu aveam să le înțeleg. Eu am înțeles că nu trebuie să-ți ia revanșul de la viață. Eu pur și simplu trebuia să mă opresc, să fac analiza tranzacțiilor, să înțeleg de ce eu am făcut așa și m-am dus în minus, după care să încep să continuez în continuare, pentru că aveam de unde. Însă eu atunci nu am înțeles. Emoțiile au depășit gândirea mea analitică. De asta, în mare parte la trade, exact întâlnesc aceleași impedimente sau aceleași capcane sau aceleași gropi și se împiedică, cad jos. Important să vă ridicați și să mergi mai departe. Exact cum a făcut-o eu. Ok, cine poate să povestească istoria lui? Dar ceva în cap mi s-a pus obiectul, zic, mai totuși trebuie să verifici treaba asta. Poți să câștigi $1000 tranzacțional, zic, totuși, câștigi, de ce nu? Hai să încerc. Și am aplicat pe Kiss FM, completat formulare, așteptând să fiu sunat, să răspund la întrebări, să câștigi, mă rog. Asta e și obiectivul pe tine, deci trebuie. La un moment dat, am fost sunat de ușoară idee, dar la modul, nu că am câștigat sau ceva, dar domeniul, dacă mă interesează, dacă cunosc ceva despre el, fiind la bază economist, am ceva idei despre cum funcționează economia și am zis că ceva noțiuni generale am, dar evident, detaliul nu pot să le știi pe toate, dar am zis că sunt curios să cunosc mai mult. Și așa ne-am întâlnit, am discutat, am luat un interviu, după care am început cursurile. Început cursurile, am trecut partea de teorie, după lecții practice în grup, și am intrat pe real. Nu știu, am avut așa un sentiment din primele momente, că este un domeniu care îți oferă perspectivă. În general, sunt un om care m-a făcut răs foarte greu, trebuie să analizez toate detaliile, să le pun pe toate părțile, dar aici am avut așa un click. Zic, da, trebuie să încerc. Deci, dacă nu o să încerc, o să-mi pare rău tot pe viață. Și am început pe real, am 3 săptămâni, cam lucruri, sunt chiar Ce eu prefer să descriu starea asta din început ca o sacoș în bătaia vântului în trafic. Deci trec mașini cu 300-400 km la oră și eu stau ca sacoș așa, în toate plățile. Deci până acum am supraviețuit, deci e ce bine. Deci începutul meu a fost foarte așa ciudat. Evident, vrei mereu să încerci ceva, mi-a luat asigurarea, asta este primul lucru care l-am făcut bine și bineînțeles l-am gândit și eu, dar am fost cumva reconfirmat și că domnișoara de acest lucru bun. Nu am nevoie de asigurare în principiu în momentul de față, deci sunt ok, deci cumva e pe plus acolo. Dar sentimentul că e pe asigurat oricum îți permite o anumită liniște.
și chiar dacă ceva greșești, conștientizând că ai făcut greșeala, nu ai tentația să te arunci mereu să închizi o tranzacție, îi dai timp, îi dai timp să lucrezi, pentru că știi că undeva ești asigurat. Și asta este ce pe mine m-a ajutat asigurarea. Am luat decizii proaste, deci începutul a fost foarte prost, în sensul că am făcut multe greșeli pe care le-am conștientizat, dar cumva sunt mulțumit de faptul că le-am făcut la început și le-am... că e mai greu să încep totul când e roz, totul e foarte și dintr-o stare de oferie. Eu am început prost, la mine a fost tot așa și am fost extreme, până sus, la foarte multe mii de puncte, până în minus foarte multe mii de puncte. Într-un sfârșit am întors cumva. Dar probabil m-a ajutat faptul că am avut o rezistență destul de bună psihologică. N-am fost tentat să închid, deci am vrut, evident, mereu așa, te gândești, gata. E cât unul mai mare, acum e minusul ăsta, deci vedem ce facem mai departe. Dar am rezistat. Acum încet, încet încep să mă întorc la abordarea asta teoretică, corectă și aplicată și practic. Probabil motivul pentru care am făcut lucrurile astea și am experimentat este anume această asigurare. Pentru că știam cumva că acum e momentul, nu pot să-mi permit un an sub de doi să fac lucrurile astea, că ar fi ciudat. Și cam asta este în linii mari de istoria mea. Am luat și lecții individuale pentru că mi-am dat seama că cei ce am trecut în partea de lecții de grup au fost o informație utilă, dar insuficientă pentru a putea înțelege în detaliu. Pentru că, de felul meu, sunt un care îmi place să cunosc detalii, cum funcționează un mecanism, până la cel mai mic amănunt. Și acum sunt pentru înșoarea că n-am proces de aprofundare, lucruri care încet, încet, iarăși eu, deja la lecții, în primele lecții practice, deja aveam așa un sentiment că ești ca un om care poți fi închis și începe a fi de lumini, deja cumva. Și aveam sentimentul gata de tot, dar încet, încet mi-am dat seama că totuși abia interdeschid, încă nu mă văd nimic, de fapt. Eu cred că vreau să o țin în subconștientul, mă păcălesc, eu înțeleg ceva. Dar încet, încet începem să înțelegem mai multe lucruri și mă bucur faptul că nu am abandonat. Deși am avut, în decurs de 3 săptămâni, am avut multe gânduri, multe stări. Am slăbit vreo 5 kg și tot stările pe care sunt sigur că fiecare dintre cei care sunt real de trec. Asta e cred că e un film clasic al traderului la început, deci nu cred că eu sunt singurul care a întâmplat în asta. Dar secretul este probabil că să reziști perioada asta așa, până îți iei doza de imunitate, ca și la vaccin. Te vaccinezi și primele 2 zile îți scut rătare, ai sentimentul că deja ai murit. Și după 3-4 zile te treziști și poate zici că, Doamne, mulțumesc că sunt viu. Și mergem înainte, cam asta este. Știți că e cel mai ești negrăzător când e te faci prima extragere, atunci în gen este. Da, asta e chestiune pe mult, nu cred că, nici nu mă gândesc la pentru că nu obiectivul este de extragere. Probabil că prima extragere este doar un element care îți confirmă faptul că totul este real și nu trăiești în vis. Dar în momentul în care intri pe real și participi în întâlnirile cu oamenii de aici, e clar că deja le acorzi credere de încredere lor și ei ții. Cumva este o relație simbiotică între noi și ei. Suntem și colegi, cum o spus și ei. Deci la început, evident, ei sunt profesori, învață, altfel funcționează lucrurile. Dar cu siguranță ne pot învăța mai mult pentru că eu trecut din asta. Spuneam și domnul Eugen și alții care au mulți ani în spate. Noi nu mai putem spune cum e asta, dar cei care sunt mai sus, când se uită la noi, pentru că se văd și cu ei, mulți ani în urmă. Într-adevăr, chiar așa și este. Momentan eu mă uit, care sunt începători. Și asta. De unde se ia? Păi, eu mă aduc că tot așa am fost. Nu pot să zic că tot așa am fost, aveți și... Cea mai văzută chestie care iarăși mi-a dat încredere este faptul că cumva nu te demoralizează faptul că vezi că și alți colegi, traderi, care sunt cu mulți ani în spate, totuși mai fac și ei greșeli. Și adică e o chestie specifică omului, nu poți să fii perfect, permanent. Piața este vie și da, noi faci o analiză, dar... Tu ca om ai sentimentul că dacă ai să ajungi la un moment dat de experiență sau ani în spate, o zici gata, o să știu tot. Și faptul că înțelegi că totuși greșelile astea sunt normale, ele se întâmplă și este doar o chestiune doar de timp, ca îți iei timp ca să te corectezi, mai consulți cu un altul, deci nimic nu este imposibil de rezolvat.
este important ca să respecti niște reguli de bază pe care să poți să construi mai departe. Și e important să respecti regulile și... Pentru că atunci când ai sentimentul că ești la început, nu înțelegi nimic și vezi pe alții care fac și dacă îi vezi că îi fac perfect, mereu îți pui semnul de întrebare, dar eu am să pot face la fel ca ei, dar când vezi că și ei totuși din când în când mai fac o chestiune și atunci dau soluții la ea, cumva capeți încredere să mergi mai departe. Asta practic și-a fost scopul la masterclass-ul ăsta, ca voi să înțelegi că nimeni nu e perfect. Nu există o strategie 100%, nu există guru pe piață. Toți noi facem greșeli, de asta nu trebuie să ne fie rușine atunci când am luat câteva stop-loss-uri sau am intrat într-un loc cât mai mare sau am făcut o gafă careva. Pentru că deseori întâlnesc la traderi, ei nu vor spune de aceasta. Încearcă cumva să soluționeze greșeala singure și atunci fac gafe mult și mai mari. O adâncești. Exact. O adâncești. Iată, din cauza aceasta trebuie de anunțat din timp, din privă. Fără rușine, ca noi încetșor, împreună, o să găsim soluții, altfel nici de cum. Și eu sper că voi toți o să ajungă la urechiu și la fiecare, că ieșirea din situație este, indiferent în care situație voi nu ați intra. Pe acei pe demo, eu tare sper că traderii care deja au o experiență cât de micuță, ei pentru voi sunt, știți ca flagul ăsta sau ca culoarea verde, trebuie să mergem, indiferent de situație, indiferent cât de mare nu ar fi frica. Exact, o figură de continuitate apare. Este lumină la final de tunel. Creștere este, posibilitate este. Important voi să vă luați în mâini și să faceți primul pas. Cum vă simțiți acum pe piață? Mă simt cumva liniștit, adică nu mai am sentimentul ăla că vezi că ia piața într-o trei soldă, să faci într-un două cu gata, acum. Parcă ai sentimentul că ești pe masă de operație deja, să-i trage inima sub bună loc. Sunt toate stările astea care sunt pe cartea de listă, cum ați scris, deci 100% le-am trecut toate de câteva ori, nu mă odată. Dar acum gata, nu mai bine, n-am ajuns la stadiul în care să mă trezesc noaptea să mă uit și suntem cu tranzacții, deci nu, asta n-a fost. Probabil că încă mai trebuie să acumulez experiență, dar poate nu o să întâmple. Dar am învățat multe lucruri elementare de la domnișoara Elena, deci trebuie să te asiguri, deci să-ți pui un, nu neapărat un stop loss, eu cred că cel mai bun este un self-stop sau un buy stop, care să te pună în lacăt. Deci un lacăt mereu este un, asta așa, ca opinia unui om începător, poate cu 2-3 ani o să fie o sunet prost, dar acum asta eu văd ca soluție, deci mai bine să intri într-un lacăt decât să iei un stop loss. Pentru că chiar și mă uit după experiența mea, deci 3 zile în urmă eram gata să închid niște tranzacții pe minus numai pentru că ele nu mai duceau în plus. Și astăzi deja tranzacția de minus a venit pe plus, deci cumva, adică e mai bine să ai un lacă decât stop loss, pentru că dacă ai luat un stop loss, ai deja un minus care tu l-ai acceptat, el nu mai poate fi restituit înapoi în tranzacție de tipul ăla. Și gata, tot din buzunar și ai pus în piață. Asta este o chestie. Și a doua este... Să ai răbdare, să crezi în faptul că ceea ce ai analizat este corect, dar ca să analizezi corect trebuie să ai informații, deci cumva ele toate sunt legate, dar să nu-ți pierzi încredere. Se mai întâmplă în momente când gata, zici că renunți în viața, gata, nu mai e, ia iurea, tu vrei așa, el nu știu ce altfel, poate tu ești cel care butoane. La butoane sunt alții care dictează rata de cerințe și alții, deci nu mai asta ar fi. Și, o recomandare iarăși, nu intrați pe instrumente volatile. Instrumente volatile, nu mă refer la gen, nu știu, Bitcoin, mi se pare instrument prea volatil. Și cotațiile exotice care sunt reglementate de cât stat foarte îndeaproape. Alea nu sunt instrumente care se supun unor reguli ale pieții permanente. Acolo se intervine atunci când cineva vrea să intervine și atunci tu nu mai poți să mergi cu analiza tehnică pe astfel de chestii. Asta așa ca o recomandare. Nu, aici iarăși, depinde deja de trader. Noi cunoaștem că sunt mai multe categorii de trader, noi nu putem să interzice ce instrumente ei se iau. Da, asta e doar așa, o recomandare, e o opinie personală. Evident, eu dau recomandări, dar după aceea am trecut și eu prin niște experiențe totuși interesante. Instrumente nu mai neapărat prea volatile, dar oricum volatile și atunci permit să mă dau cu părerea. Bine, dacă vreți,
sunteți cu adrenalina oricum prin ele, faceți chestia. Cum la noi, eu când eram începătoare, consultant spunea, vrei să simți adrenalina, ori te duci să ai de la rezina pe, știți chestie, poți să ai pe o, sau intrați cu un volum mai mare pe piață, când instrument foarte volatil. Exact aceleași emoții o să le simțiți. De asta voi alegeți, sau așa, sau așa. Bine, mersi mult, domnul Iulie. Eu am observat fapt că în momentul când domnul Iurie povestea, mă vreau de persoană să stau la mine, nu știu de ce. Da, toți așteaptă că să vin și eu cu istoria mea. Cred că eu nu dau seama niciun motiv, dar în fine, ok. Eram student, anul 4 la colegiu. Eu cu un coleg de noi, spun așa, eram interesați de mine, dar nu știam strategii tranzacționare, nimic, cumva am dat, noi am scos aplicația și ținem noi o tranzacție pe demo acolo, buy, sell, buy, sell, vedem ceva se întâmplă, ceva se poate făcut și am început cu interesăm. El avea mai mult timp, fiindcă locuia în cămin și după pereche, evident, el mergea în cămin, s-a ocupat de domeniu. Eu activam după pereche și nu aveam posibilitatea dată, nu era doar țara, jumătate de oră acolo de dată. Într-un moment, noi eram la lecție și el spune că eu l-am rugat să meargă cu mine să mă ajute, avem nevoie de ajutor și el a spus că eu nu pot, eu merg la cursuri. Merg la niște cursuri, ce cursuri faci? Iată, la double case, trebuie niște cursuri de tranzacționare. Super, vreau și eu, dar nu am timp acum. Și el a finisat cursurile într-un final, eu am încercat să țin testul de angajare, nu l-a ținut, l-a lăsat domeniul dat, la moment nu mai activează. Eu deja am finisat anul 4 la colegiu, era vara, paralel tot lucram și evident pe mine asta nu mă mulțumea, spunem așa, motivația companiei unde activam, de aceea știam că trebuie ceva să fac, trebuie ceva să mă ocup. Eu mi-am adus aminte de cursurile care spunea Cristian, îl chema pe colegul meu, l-am telefonat, i-am spus, dai-te rog frumos numărul managerului cu care tu ai făcut cursuri. El mi-a dat numărul, eu am telefonat, mi-am stabilit o întrevedere. Am venit, am discutat cu managerul, el mi-a spus care sunt condițiile, ce fel de cursuri au și așa mai departe. După care am mers la cursul de bază, ca și, cred, majoritatea din dumneavoastră. Am venit aici, am trecut etapa de teorie, după care am mers la etapa de practică. Nu pot spun că a fost greu pentru mine etapa de practică, dar unele momente au fost greu de asimilat. Era mai greu din, spunem așa, din partea timpului, fiindcă eu mă rupeam de un lucru, vineam aici, practic pierdeam timpul și eram nevoit seara să stau până mai târziu să lucrez, fiindcă eu pierdeam aici timpul. Dar în fine, pe urmă, oricum, tot asta s-a recuperat. Am finisat etapa de practică, evident, poate că am ajutat în dumneavoastră, am venit cu gândul că eu am să mă angajez, că am să lucrez jumătate de an, după care am să deschid depozitul meu. A fost așa ceva la dumneavoastră. Majoritatea vin cu gândul ăsta, eu ascult foarte bine. Exact același gând am fost și eu. Când am finisat ultima zi din examinare, eu am să-mi minte ziua dată, era vinerea, era ziua mea de naștere, când mi-am plinit 20 de ani. Eu am venit aici, evident, eu n-am susținut testul, raportul era pozitiv, am avut tranzacții în profit, dacă eu mai aveam o zi, două, poate eu o susțineam. Dar așa au fost fie. Într-un final, consultantul mi-a spus în felul următor, ce vrei de la domeniul dat? Vrei să faci bani? Poftim, apuc-te, fă bani. Nu vrei? Ocup-te cu ce vrei, n-am mai departe. Eu nu m-am gândit mult, luni trebuia să decid de unde să iau bani. Familia mea nu știa ce domeniu dat și eu știam că dacă îți spun, nu o să fie ce la lucru dat. Eu activam oficial, eu am avut posibilitatea să mă duc să mă promoz la bază. Așa și-a fost. M-am dus, luni, mie mi-au aprobat, fiindcă eu deja aveam anul lucrat. Mie mi-au aprobat creditul, eu am luat, am venit aici, am început să tranzacționez. O greșeală care eu am făcut-o este că eu am dat ceva pe care domeniul, eu am lăsat lucru. Asta eu cred că este o greșeală, din ce motiv? Fiindcă eu am început să-mi dedic tot timpul meu pentru piață. Eu am spus că este un domeniu profitabil, eu vreau să mă ocup de el, eu vreau să trăiesc prin domeniul dat. Asta a fost o greșeală, fiindcă evident că eu fiind trader începător, am început să fac greșeli pe piață. Eu la fel am beneficiat de asigurare, ca și majoritatea dumneavoastră. Și iarăși aici eu, fiind, cum eu și acum sunt tânăr, ambițios, vreau să fac mult și repede câteodată. Și 4 zile eu am pierdut asigurarea. Cum a fost asta? Eu am deschis o tranzacție pe neozelandez cu dolarul american.
Am făcut analiza, prognoza, super, să duce în sel. Și în loc să deschid sel, am deschis buy. Și momentan, fix în aceeași secundă, eu îmi dau seama că nu trebuie deschis tranzacția și o închid. Asta, practic, câteva secunde a fost, da. Și după ce deja am închis tranzacția, mi-am dat seama că eu n-am pasat stop loss. Aceste 4 zile cât eu am tranzacționat, eu mă duceam în profit, eram sigur în pierderile mele, știam că gata, eu am străiesc în domeniul dat. Și 4 zile când deja am pierdut asigurarea, eu am telefonat consultantul meu, i-am spus că iată ce s-a întâmplat, așa și așa, zic că ce se poate făcut. El mi-a spus direct, ce poate cum ai asigurarea, gata. Pur și simplu, scopul tău, da, este ca tu să nu fie în minus. Și aici, iată, a fost momentul când eu psihologic m-am demoralizat. Eu am început să am frică de deschid tranzacții, făceam analize greșite, stăteam într-una cu ochii pe market discussion, pe consultanți, ce spun ei, despre piață, ce părere au și așa mai departe. Și încă și m-a dus în minus prima lună. Deja am început să fac gafe de date. Pe urmă, la final de lună, eu am venit iarăși aici la Double Case, am făcut analiza tranzacțiilor, mi-am analizat greșelile mele, care au fost, ce s-au întâmplat și așa mai departe. Am început să exclud stop loss-ul câte o leacă, am început să intru în lacăt. Iarăși care a fost, spunem, nu că greșeala, a fost un moment care m-a creierat o leacă prin drumul acesta de trader, da? A început să merg prin gropi. De ce? Fiindcă lacăt unul după altul, unul după altul, o leacă s-a premătit, marja cam o leacă s-a micșurat și mie mi-a fost greu. De ce? Aici iarăși a fost pe factorul psihologic, fiindcă eu m-am concentrat pe lacăte. Eu m-am concentrat pe lacăte, trebuie să fac ceva să ies din trend. Cum să ies eu de lacăte? Da, ce se întâmplă? Cum să deschid tranzacții, când se întâmplă bai, să închid sau să închid? Sau ce să fac eu cu lacăte? Da. Asta tot a fost o, spun așa, o greșeală. Știți, fiindcă atâta timp cât, cum spunea Grant Cardone, cine știe din dumneavoastră, atâta timp cât problemele sunt forța motrice care ne conduce pe noi, da? Nu necesită mult timp ca ele pe noi să ne doboare, să ne distrugă. Evident că eu m-am concentrat numai pe problemele lacăților și practic o lună de zile am stat în loc. Am stat în loc, practic nu am făcut nimic. După care am spus că las lacăturile, las în genere cotații de date unde am lacături și am început să tranzacționez pe alte cotații. Stop loss, profit și încet, încet să mă reabilitez, să ajung la starea mea normală. Eu, pur și simplu, pe alte cotații am profitat, am făcut profit, după care, pur și simplu, am închis lacetele așa în minus cum ele erau, fiindcă eu deja nu vroiam să mai atingi ele. Da, psihologic, eu nu vroiam să mai lucrez cu lacetele date. Fiindcă eu, spunem așa, aveam în frică că iarăși o să le mărească, da, sau o să intru iarăși în lacete adăugătoare. Eu și la moment folosesc strategia dată, că cineva caută, da, să medieze poate lacetele sau cumva să închidă un profit și să aștepte când piața o să ajungă să o închidă și cealaltă în zero. Eu nu folosesc metoda dată, eu pur și simplu l-am lăsat, am mers la cotație, am profitat, am făcut profit atât cât am necesar, am închis lacătul și merg mai departe. Asta este istoria mea, au fost momente de învățat, foarte tare, îmi părea rău că am pierdut asigurarea, iată momentul dat, practic, eu spun că a fost cel mai dureros și cel mai tare m-a influențat, anume din punct de vedere psihologic. Dar am trecut și peste momentul dat, eu cred că toți de noi trecem peste așa momente, fiindcă odată ce noi nu greșim, noi nu învățăm. Trebuie să avem de unde să învățăm, ca ulterior să putem să mergem mai departe și să avem un succes, un bagaj de experiență, care noi experiența dată, deja pe viitor, o să folosim. Da. Cel mai interesant exemplu dat noi când le auzim la practică, dar eu mereu spun la trader, ascultați, anume atrageți atenție la exemplu. Dar tot așa, sigur, dacă nu acolo trecem despre strategie, o să vorbim. Dar lăsați-mi de exemplu astea, poate-ți la strategie. Și când trec pe real și într-adevăr, strategii au foarte multe, cunoștințe despre piață au foarte multe, dar lor nu le se ajunge psihologie. Iată anume acele exemple care voi, dacă la partea practică le băgați în căpșorul vostru, eu le vreau să memoreze, voi avea să vă dați seama, stai un pic, dar uite, eu am făcut greșeala aceasta, păi trader ce la exact așa a făcut, dar este ieșiri de aici, este. Dar astfel, când voi nu țineți minte exemple date, voi pur și simplu vă blocați și dați frâul emoțiilor. Și atunci uitați cum trebuie de acționat. Așa, câți au povestit tutorialurile dintre trader? Primește. Doi? Mai este un pic de timp, eu cred că spate să mai vină cineva cu scoarea sa. Eu cred că cine ați povestească. Doamna Renata?
Da, chiar vă rugăm. Da, vă rugăm pentru că îmi dăște... Nu v-ați luat cu pistelate, că o să... Nu contează, noi nu contează cum o să încercăm. Lăsați-vă să vorbească cu tatăl meu, Daniela. Hai, el are tot o istorie interesantă. Super! Eu mă numesc Daniela, sunt elevă în anul 3 la colegiu și cea care m-a motivat cel mai tare să vin să tranzacționez a fost mama. La început, atunci când mama a început cursul practic, ea era acasă și eu veneam de la școală și ea tot țara, dar ea zice, spune Daniela, vine și mă ajută, cum să partajez ecranul, cum asta, sau domnul Ilean, explica ceva și mama nu înțelegea și tot mă ruga pe mine, dar eu nu cunoșteam pentru că nu eram atentă. Și a trecut jumătate de an, a venit vacanța de vară și mama spune, Daniela, du-te și învață și tu, pentru că este un domeniu interesant, mai ales că eu tot spui economia. Și am spus, zice, nu, este o oportunitate. Am trecut teoretic și am făcut foarte mult, adică în fiecare seară eram atât de entuziasmată, veneam la mamă și povesteam și tot ce am învățat nou. După aceasta am trecut testul teoretic, m-am dus la practică și tot așa, mi-a plăcut foarte mult. După asta, vreo 3 săptămâni, cred că am tranzacționat pe demo. Am venit aici la un masterclass, cu zi dumneavoastră, domnișoara Iulia, cu istoria ale femeilor în trading și atunci m-ați motivat foarte mult, foarte mult și eu spun, mama, eu aveam un plan ca să-mi deschid ziua la cont. Spun nu, până la ziua mea mai sunt două luni, un două luni, pot, profit. Da. Pot să fac profit și cumva foarte repede s-au adunat banii, mi-am deschis contul și oportunitate de la mama și cont la mine și mi-am deschis. Și brokeruța mai e. Da, ca și parteneriat. Prima lună mi-am luat asigurare, a fost foarte bine, am fost la un masterclass și mi-am trecut o strategie de lucru după Volley Gerbenz și am început să tranzacționez foarte agresiv, adică deschideam cu două loturi, dar pentru mine asta era mult. Și am avut odată vreo 8 loturi active, însă bine că nici nu am știut de asta, că să-mi spun. Și ele mergeau în profit, toți închideau acolo, făceam și lotă și profit, eram cea mai fericită, vreo 4 zile am mers bine. După asta nu am mers atât de bine, ele au început să duc în partea care nu trebuiau și am așteptat vreo 2 săptămâni, mă timp însă până la sfârșit ele s-o închez. Am trecut și prima lună bine, cu profit, chiar cu cheltuie, cu dividende, tot bine și frumos. A doua lună, septembrie, nu știu ce mi s-a pus mie, tamanul plângea ISP-ul căzusă și spun că nu, eu trebuie să deschid pe ISP. Și tamanul a fost perioada când brokerul deja a mărit volumul, adică doar de la un lot și am închis toate tranzacțiile mele care erau, am spus eu deschid pe ISP. Da, să fac profit. Așteptam corecția, așteptam. Ei, s-a dus de acolo corecția și deschid eu PSP, un dor. Și o săptămână a trecut, profitul s-a adunat, era un profit foarte bun și toți. Și mama spunea, Dana, închide. Fratele spunea, Dana, închide. Toți spuneau, Dana, închide. Dar eu nu, aveam o sumă, că eu trebuie. Tranzacția asta, să închid în suma asta și gata. Adică, nu, parcă eram... Asta este că eu nu m-am gândit în momentul acela la stop loss pozitiv. După ce s-a făcut gafa, eu am înțeles că și cine l-am spus stop loss pozitiv, dar chiar nu știu cine se gândea. Atunci vă gândeați, pe ce să cheltuiți banii ăștia pe mare? O să gândesc că era sigur că o să ducă în profit și o proboză. Așa se întâmplă. Da. Sigur, se duce acolo, atunci s-o luat, tot se întâlnește așa că... Da, și SP-ul a început să scadă și fratele meu spune, Dana, este divergență. Dar eu spun, nu, chiteam, nu s-a făcut de fiecare, după care e divergență. Spune, nu se poate, că SP, eu am atâtea cum să fie divergență. După asta văd că este și capul umbre. Ei, și când a început să ducă la valic, apoi a fost...
Da, au fost două săptămâni în care eu... Nu, două săracei chiar când era gata, sard. Nu era chiar sard, nu era acolo. Tot una noapte și așa de lung a părut. Așteptam dimineața de vin să sun pe doamna Olga. Doamna Olga, ce se face? De la punctul meu de transferă pe ei. Ați luat repede, dar a fost la masterclass, știe pe rău, știe. Nu, dar eu am crezut că deja gata. Dimensiunea n-a fost corectă între evaluatorii. Eu când se duce în jos, se duce cu 20 de mii, 10 mii. Bine, dar deja erau vreo 20 și ceva de mii pe punct. Omicronul s-a dus pe 30 de mii pe punct. Nu era câteva etape, așa. Și am început să deschid sâmb, să le închid, să deschid și să duc prin cont. Și loacă, nu mai scot, eram. Până la urmă am spus gata. Dar cine te-a ajutat pe tine? Mama? Nu, eu eram aici, am spus că dacă pierzi bani nu nimic, eu calmam pe ea pentru că nu vreau să se bolnăvească, zic, liniștește. Pierzi niște bani la mama. Exact. Că simt să nu ții, eu vreau să liniștesc. E important că noi cunoaștem cum să-i facem. De asta eu spun mereu, nu vă fi fric, luați un stop loss. Nu știu ce dacă-i luat. Păi faci altfel, faci din nou. O să n-am ziua, liniștește, dar chiar dacă s-ar de contul, calmează-te, că tot o să fie bine. Și am închis, am spus că gata. Și am închis și în minus și el a străbut triunghi și s-a dus în sus. Și după asta a fost efectul înainte de a închide tranzacția în minus și după ce am închis, tot mă stăteam cumva vinovată. Medicina am lăsat, că dacă lăsam, eu putem măcar în zero să închid și oricum era pierdere atât de mare, însă acum contul s-a revenit. Practic s-a dus din contul nostru cât procent? Nu, 90%. Nu, din contul meu 50%. Sau... Nu, de banii pe care i-am pus eu s-a dus tot, s-a rămas la banii tot de pe școală. Din profitul ăla. Iată, cel mai interesant, care concluzii voi ați luat din situația aceasta? Să nu mai ești până nu vine, vine la mine la Femme Trader, el așa a deschis depozitul, el îmi spune... Elena, eu la practică nu mai pierd SMP tranzacțional. Eu atât de bine l-am înțeles, mie nu-mi trebuie nici asigurare, nimic. Eu acum și-o să pierd eu cu o săptămână, două, vin cu depozit între ei. Ok, nu ce să-i fac, bine. Într-adevăr, cu o săptămână m-a ridicat practică, a făcut de două ori investiția 200% la depozitul lui, dacă nu mai mult. Mai trece încă două zile, dar important mă telefonează. Elena, dar spuneți, vă rog, dar eu pot să fac extrageri? Zic, dar tranzacție deschise aveți? Da, mai sunt câteva deschise. Zic, le închideți după care veniți și scriem tichet la companie. Da, bine, acolo închid trebuie tranzacțiile, tot ok, o să vin. Mă telefonează, mi-aduc aminte, era luni, în timp ședinței. Eu nu puteam să răspund, ies după ședință, am spune. Ca să deschid un depozit, trebuie tot pe celă sau trebuie altul? Zic, dar parcă vreau să faci extrage. Păi a fost corecție și eu am plecat, el e agricultor. M-a plecat la pus cartofi, după câte am înțeles, o deschis tranzacții cu PBI, cu volum mare. Corecția mai mult, da, fără stop loss, fără take profit, fără nimic. Corecția mai mult de 13.000 de puncte, depozitul la zero. Acum știți ce spune? Mai mult pe S&P eu nu. Da, dar exact. s-o creadă el. Eu nu mai am spus s-o creadă el. Doar atunci când contul o să-mi permit și o să fiu sigur, chiar dacă facem corecție, contul meu o să fie... Facem pareu că o să fim înainte de nou? Dacă era cu 0-1, era bine. Atunci eram ieri pentru trader, toți acolo erau. Și cei cu depozite micuțe și cei cu depozite mari. Dar cum mă ține pe SPI cu mai puțin domnul? Eu nu înțeleg. Nu, au fost. Au fost și ăsta, chiar și când era. Adică cum poți intri pe așa instrument cu 0-1? Era ok. Simplu. Spuneți cum îi să intru 0-1. Foarte. Nu, dar deci ce intrați toți acolo? Pentru că era ușor, era repede, din eu bani. Repede. Așa domnul Victor, probabil s-a scris. Exact. Bine, mersi. Bravo. Încă unul. Cine se mai împărtășește cu istoria interesantă?
Spovedania, vă rog. Suntem ca întreide, noi doar suntem o comunitate, noi suntem o familie, noi trebuie să ne susținem unul. Da, frate, vă rog. Da, nu, eu am zis foarte interesant, am două lucruri jumate. N-am da. Doar trebuie de emoții care a trecut baba și noi. Nu, eu am scăpat. Cel puțin nu fie deborat. Așa, haideți, unul mai curajos, cine? Aleg eu? Mai bine ieșiți în vrei, dacă aleg eu îți speră. Cine a comis cele mai multe greșeli la vasă ea să ne spună și nouă? Cineva într-o săptămână are mai multă experiență decât unul în 3 luni. Eu pot să declar asta, eu 3 săptămâni am adunat multe experiențe. Până la urmă, v-ați ales strategie. Da. Cel mai important. Da. Eu, la mine, am ajutat în trei de la începători, dar mi-i fug așa, de la una la altă, așa fug. Îți spun, la una, una, dați așa înțeles ce o fac. Da. Și-o fac. Funcționează. Da. Haideți, funcționează, cum se cheamă. Bună seara, mă numesc Leonora. Pur întâmplător am ajuns aici. Adică soțul meu căutat pe Facebook ceva imobiliar și nu știu de ce, double case, i-a părut că scrie ceva de case, nu știu, era în căutare de noutăți ceva. Și pur și simplu a apăsat pe reclama dumneavoastră. Am fost telefonată de domnișoara Elena și zice că păi, uite, să avem 4 lecții gratis, că nu m-ar fi interesat despre cum să na-na-na. Atunci am auzit, spune și eu, piața valutară, cu toate că sunt totalmente în alt domeniu, sunt bine mai creativă, sunt stilist de profesie, adică am cu totul altă afacere, ceea ce e departe de domeniul ăsta. Dar mi-a părut cumva foarte interesant, deoarece fiecare din noi ne dorim la un moment dat o schimbare și o schimbare ceva clar că bună să fie, chiar și radicală, dar care să fie așa mai bănoasă, ca să o simți. Să ieși în zona de confort. Cea mai principală, trebuie să ieșim în zona de confort. Da. Atâta timp cât noi ne aflăm în zona de confort. Și vă să închid. Nu vreau să închid. Nu vreau să închid. Plus la asta vreau să zic că toate încercările mele care au fost pur întâmplătoare în viață, în general experiențele care le-am avut, majoritatea au fost întâmplătoare. Și adică i-am spus soțului, i-a zis că eu nu merg, nu mă interesează, păi bine, dar am promis că ne ducem la curs, du-te tu, n-aveam treabă. Deci el a apăsat, eu am venit, după care două zile mai târziu, nu, că asta e tot și pentru tine, hai și tu, și pe urmă am venit aici, domnșoara Elena, îmi zic, nu, că asta e pentru soțul meu, zic, eu am venit așa, ca motivație, hai să zic. Recunoaște. Da, și zic, m-ar interesa ca dezvoltare personală, nu ca afacere, dar zic, asta cred că pentru soțul meu, zic, ar fi perfect, eu cunoaște noutăți peste. Până la urmă, domnișoara Elena a spus că nu, că voi trebuie să faceți conturi, ambii trebuie să faceți conturile și să tranzacționați diferit. Deci, pentru mine a fost foarte clar regulile, da, să zicem, până la momentul a deschid contul ferial, le-am înțeles. Soțul meu un pic mai greu, cu toate că el tranzacționează, adică destul de bine, pentru că simte și, da, adică lângă calculator, eu pot să repede am deschis și m-am dus, ceea ce a spus domnișoara Elena, că zice că nu e așa, când ai jumătate de oră liber, hai repede să tranzacționezi, adică trebuie să analizezi. Adică eu sunt un pic mai repezită, da, la alimele. Da. Și după ce am deschis contul, da, și tot așa, el zice că vezi unde mă duci, pentru că dacă nu te duci de acasă, eu zic că viața noastră oricum este un risc și zic dacă nu riscăm, atunci nu bem șampanie. Da. Și eu zic că lângă câte realizări am făcut, dacă mai facem și pe asta, zic chiar suntem bravo. Dar și dacă nu o facem? Da, dacă nu o facem, eu zic că nu o facem, fără tot viața. Da, și deci ce am vrut să zic a fost că Nu
m-a blocat. Soțul Da, adică, deci să vă spun așa sincer, până la moment dat, adică încă nici n-am povestit la nimeni cu cine, cu cine ne ocupăm, pentru că avem contacte cu multă lume și am auzit despre acest domeniu doar în România, pentru că noi mai avem training-uri acolo pe domeniul nostru și acolo se discută foarte deschis și foarte mult se tranzacționează. De acolo mi-au venit cumva așa mai multe informații și zic că mai toată lumea stă pe cripto, pe aplicațiile astea, nu înțeleg ce se face. Până la urmă când lucram cu cameramanul și el zice că da, facem și noi valută din asta, care v-am povestit. Și tot se încep cumva, parcă zic, domeniul atât de diferit, dar când stai să analizezi, cam nu se interesează despre chestia asta. Și am zis că eu tare vreau. Și eram 50 la 50 și Mihai acum zice că nu știu cum o să ieșim din toată asta. Așa, avem două conturi. Abia acum am învățat lecția că da, abia astăzi am pus stop loss-urile, adică cam așteptat am fost iarăși în lacări de la 1 decembrie că după ce am deschis contul pe real, 3 zile n-am tranzacționat, aveam un pic așa de mare. Mihai nici nu s-a apropiat de conturi, că nu știa, zic, las că-ți fac eu. După ce am făcut așa niște minusuri de mari, mai mari ca contul care l făcusem. Și prima zi când am venit după 1 decembrie, atunci vinerea, wow, s-a pornit așa, venit la un masterclass încrezută. Venim luni la domnișoara Elena, la mine era tot albastru, la el era tot roșu. Și el zice, cine ai făcut? Că voi te povestești cine a făcut roșu? La tine lucrai cu 01, 02, dar la mine intrai și făceai tot ce vreau. Da, și nu puneam stop loss-uri. Adică din la început am pus lacrimi, dar nu puneam stop loss-uri. Am pus câteva stop loss-uri la lira turcească și l-am pus foarte departe. Că nu, 800 și ceva de dolar. Doamne, ferește asta cum? Și nu mă întorceam și el, ci 800 și ceva s-a pus, da? Eu nu mai vinem de el, zic, și noi facem bani, 800 și ceva. Și am mai făcut un stop loss pe VTI 1430. Eu zic, ok, nu, hai, l-am făcut, în schimb, iată, pe săptămâni am făcut 100% din ceea ce am depus, profitul, adică care v-am depus. Am făcut banii ăștia și abia astăzi am început să pun stop loss-uri, pentru că am înțeles că dacă totuși nu vreau să închid la momentul ăsta, aș aștepta ceva mai mult și deja dacă se duce în minus, zic, mai bine de să mă închid în minus decât să aștept, pentru că, na, contul e un pic mai mic, da, și când se duce imediat cu euronocul ăsta, păi, el mi-i tare îmi place, da. Iubiți dumneavoastră, cotațiile exotice, cel mai care oferă adrenalină la da, marții. I-am făcut cu Mihai tot așa, 3.000 și ceva, un buy stop, un buy și un sell, tot în 1.000 și ceva, e bine. Suntem la început de drum, așa că sperăm că să fie important. Important vă să înțelegi greșelile, iată, de la voi, din experiența voastră, din experiența colegilor, din experiența altor traderi. Și noi să nu trecem peste ele, pur și simplu de un coleg și mergem mai departe. Știți că din fiecare situație este soluție, din fiecare. Noi când eram la matematică, eu mă aduc aminte încă de la școală, nouă profesoara ne spunea, din fiecare problemă se găsesc minim 3 soluții. Exact același lucru este și despre domeniul ăsta. De asta, învățați cât mai bine greșelile voastre. Nu e nimic strașnic dacă le-ați comis. Nu e nimic strașnic. E important să învățăm ceva din asta. Și cu un acest lucru potrivit, șoarele, te lați în momentul potrivit, nu când deja nu mai este ce e. S-ați beneficiat de asigurare? Da, asigurarea am beneficiat, deci, na. La Mihai Linuse Mari, pe care nu mai făcut eu și mai stăm așteptăm. Adică sunteți în... Dar e foarte bine că se organizează masterclass-urile, pentru că nu avem cu cine discuta, adică și aici auzi alte experiențe și alte greșeli. Adică sunt binevenite, așa că o să vinem cu mare drag. Eu îmi zic, te bucur că nu sunt mai eu. Da, o să vinem cu mare drag. Bine, mersi! Thank you.
De asta noi am vrut ca la final de an, înainte de Crăciun, să nu alegem iarăși strategii, să nu facem, să nu vorbim iarăși despre piața, anume cum corect, să facem profitul și așa mai departe. Doar să ne povestim experiențele noastre, să intrăm în sărbători liniștiți, calmi, relaxați. Că nu sunt unii care, da, unii care fac gafe, că toți sunt așa, dar noi suntem, adică voi sunteți cei care sunt la început de drum. Știți, mai este așa un moment, eu când veneam la consultantul meu, eu așteptam mereu să-mi spună totul să-i bine. Iată, nu știu de ce, eu mereu așteptam să-mi spună, da, să-ți dea încredere. De fapt, el mi-i spunea, analizează greșelile. Analizează greșelile. Și eu, pe de-o parte, mă spăram, de ce nu-mi spune totul să fie bine? De ce nu mă încurajează? Dar asta pe mine m-a ajutat ca să, într-adevăr, să înțeleg unde greșesc, unde mă împiedic. Ca ulterior să pot merge fără drept, cum s-ar spune. De asta eu același lucru vă doresc și vouă. Colegii, vă doriți mai adăvați? Pentru final, eu cred că dumneavoastră ați înțeles că domeniul dat, el de fapt este pentru toți. Indiferent, sunteți șofer, sunteți student, sunteți educatoare, nu contează. Domeniul este pentru toți și este un domeniu care, într-adevăr, nu are limite. Nu are limite, dumneavoastră aici puteți să vă dezvoltați în continuu. Doar să fie dorință, să fie scop și anume să nu ne fie frică, să mergem mai departe, să mergem la risc. Să ne asigurăm în momentele când este necesar să ne asigurăm și să mergem doar înainte. Încă una, cred că dumneavoastră ați înțeles fapt că nu este nici în secret, nici în double case, nici în domeniul dat, este secret doar în noi, în factorul psihologic care ne acționează. De aceea trebuie să fim tari și pur și simplu să mergem înainte. Așa, și eu vă urez că tot deja. Asta de fost, nu e tot anul mai ceva. Asta de stați finalizările, tot anizările, tot anul. Și cu anul nou. Vrem. Și deja încep de asta, cu anul nou, strategii. Suntem ceva nou. Doriți să deja să fie. Eu vă urez să și de azi, pentru că e cum e pensat, dar pentru că e multe coste. Suntem tot de ele. Și ce vor adăug cu scopuri noi. Și încă un moment, în seara de Crăciun, iată foarte des traderii întreabă, da, deschidem tranzacții, nu deschidem tranzacții, ce facem în seara aceasta? Eu vă recomand ca voi să treceți timp cu familia, lăsați calculatorul în pace, piața nu o să fie atât de activă, mai bine primiți plăcere în sânul familiei, de la sărbătoare. După care deja, cu noi forțe, cu noi, să spune, emoții, odihniți, atunci deja o să începeți să deschideți tranzacții și să faceți profiturile. De asta treceți timp cât mai mult cu familia, anume de sărbători.